Dianei și colectivului de la Centrul de e-learning că am plăcerea de a discuta despre un subiect drag nouă tuturor. Am să fiu foarte expeditivă, că știu că timpul nu este cel mai bun prieten al nostru. Vreau să vă împărtășesc din experiența mea ca și cadru didactic al Universității de Vest din Timișoara și din activitatea pe care această instituție o desfășoară în acest areal al educației deschise. Probabil că pentru marea majoritate dintre noi problema începe cu de ce ar trebui ca o instituție de învățământ superior sau o universitate sau o școală să investească în educația deschisă. Vă rog să faceți doar un scurt exercițiu de imaginație. Uitați-vă la acest tablou care probabil că vă este cunoscut, o sală de curs a Universității Bologna de undeva din 1350, care ne este cumva foarte familiar. Ce s-a schimbat? Băiatul care doarme, cel care șușotește, cel care s-a uitat pe telefon, cam nimic, cam tot acolo suntem. Și atunci îmi pun a doua întrebare. De ce ar trebui instituția unde eu îmi desfășor activitatea să investească în educație deschisă? Aceștia sunt studenții mei din anul 2015 pe care îi iubesc enorm și îi salut dacă sunt cumva printre noi. A treia întrebare care frământă este orice actor educațional este de ce ar trebui eu ca și actor educațional, eu ca și profesor, eu ca și student să investesc în educația deschisă. De ce ar trebui să fiu preocupat de resurse educaționale deschise, de MOOC-uri sau de tot ceea ce înseamnă licență liberă. Și plecând de la aceste nedumeriri ale mele, am ajuns să mă simt un pic confuză de-a lungul anilor, în așa fel încât îmi stau și mă gândesc dacă eu ca și profesor, tu, dacă ca și teacher, tu ca și coleg, ești încă ancorat în mediul tradițional, nu depui suficient efort, nu te implici, nu dorești să cunoști noi tehnologii, să le testezi, ești un pic temperamental, nu ai un spirit tânăr sau poate că ai vrea să ai, ce faci? Te uiți spre organizație. Care organizație ce face? Te sprijină? Este deschisă? Oferă o educație inclusivă? Oferă o educație pentru toți? Nu ostenește în acota noi modalități prin care se ofere actul didactic? Încearcă cumva să înlăture reticența, această opacitate care vine din rezistența din partea multor cadre didactice? Și te uiți într-un final și la elev. Elevul este fiecare dintre noi, student, profesor, bibliotecar. Suntem discipoli. Da, suntem toți școlari. Cum suntem? Suntem entuziaști? Suntem eleganți în exprimare? Suntem euforici? Suntem cei care evaluează? Suntem cumva extrovertiți sau introvertiți? Nu știm, dar trebuie să aflăm. Avem suficiente studii. Și mai rămâne încă un R pe care ne macinăm destul de multă vreme. Resursa, care cum trebuie să fie? Reutilizabilă, a spus și Carmen, da? Reeditabilă, refolosită, trebuie să ai posibilitatea să o readaptez, să o remixez și contează foarte mult din punctul meu de vedere să fie orice, dar românesc. Și atunci, bineînțeles că sunt în situația în care trebuie să devin absolut optimistă. De ce? Că din 2015, de când am lansat acest curent de T-O-E-R, în urma unui proiect european, m-am îndreptat spre instituția în care activez să văd dacă sub umbrela ei aș putea să regăsesc toate neliniștile și temerile mele. De ce ar trebui instituția să investească? De ce ar trebui eu să investesc? De ce ar trebui noi toți să cunoaștem aceste probleme? Mi-ar place ca acel E care noi îl avem în această adrese instituționale să fie și un E către educație deschisă. Și atunci, acest acronim, da, TOR, și în acest context al pandemiei, de izolare la domiciliu, de distanțare socială, se transformă cumva într-un educație deschisă este de fapt un ajutor pentru situația aceasta de educație de urgență. Iar noi la UVT trebuie să spun că avem și cadrul necesar prin acest program foarte mare de instruire, Teaching and Learning Grant UVT. Probabil că suntem printre puținele instituții.